Bine v-am regăsit! Astăzi vreau să învățăm împreună cum să albim ouăle de Paști. Adică din acele ouă cu coajă maro să facem ouă cu coajă albă. Pentru această operațiune vom avea nevoie de 300 de ml de oțet, 3 litri de apă, sare de mare grunjoasă și ouă. Vom pune într-o oală apa împreună cu oțetul, cu sarea și cu ouăle. Eu am folosit 6 ouă, așadar aveți nevoie de 6 linguri de sare, cât o lingură de sare pentru fiecare ou. După care punem oala pe foc și lăsăm să fiarbă timp de 10-12 minute, din momentul în care începe să dea în clocot. După ce sunt gata, le punem în apă rece, iar la final le ștergem cu mare grijă cu o lavetă. Așa arată ouăle după ce le-am scos din apă, iar după ce le ștergem, uitați cât sunt de frumoase. Această operațiune este utilă în cazul în care nu găsiți ouă cu coajă albă în comerț pentru a le vopsi pentru Paști. Pe curând!